conducerea primăriei Roman va începe să distribuie pachetele cu produse de igienă destinate persoanelor defavorizate, primite de la Prefectura Neamț în cadrul unui proiect derulat în toate județele prin Uniunea Europeană, respectiv Ministerul Fondurilor Europene din România. E vorba de programul operațional de ajutorare a persoanelor defavorizate, prin care se dau pachete cu produse de igienă personală. Începând de săptămâna viitoare, va începe distribuirea produselor de igienă oferite prin PROAD 2018-2020, un program operațional de ajutorare a persoanelor defavorizate. Față de anii anteriori s-au făcut unele modificări la această lege, și anume faptul că beneficiari sunt doar persoanele care primesc venit minim garantat și cele care sunt beneficiari de alocație pentru susținerea familiei. Distribuirea acestor produse de igienă se face de la depozitul din curtea clubului Petrotub, de lângă Direcția de Evidență Informatizată a Persoanei. Începând de luna viitoare, pe 10 și pe marți, pe 11, se pot prezenta între orele 8 și 14 beneficiarii devenit minim garantat, iar miercuri și joi se pot prezenta beneficiarii alocației pentru sprijinirea familiei să-și ridice aceste produse de igienă. La Roman, pachetele se ridică personal de către beneficiari de la centrul de distribuție din curtea fostului club Petrotub, în spatele poliției locale, pe baza actului de identitate. Programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate are o valoare totală de 166.146.346,88 lei, din care valoarea cofinanțată de Uniunea Europeană este de 141.224.394 lei, cofinanțare din programul Fondul de Ajutor European destinat celor mai dezavantajate persoane prin programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate 2014-2020.